Hristos a înviat și astăzi, pentru că suntem în plin praznic al Învierii și în, frum în frumusețile Învierii, m-am gândit să vorbesc despre descoperirea Lui Hristos în Sfânta și dumnezească Euharistie. Se spune că pe când Iisus Hristos, era în viața, a avut foarte multe arătări, până la 40 de zile, până s-a înălțat la cer. Dacă ne uităm în Evanghelie și în rândul Evangheliilor în vom vedea toate minunile care au loc după înviere. Se spune că doi apostoli triști și abătuți, Luca și Cleopa, pe când mergeau la Emaus, s-a apropiat de, el, de ei un străin, i-au întrebat de ce sunt triști și în momentul respectiv ei au afirmat. Au, tu nu ești din Ierusalim sau ești singur în Ierusalim, nu știi că în zilele acestea arhereii și cărturarii l-au dat la moarte pe Învățătorul Hristos, om mare cu fapta, dreptă în cuvânt și puternică în faptă și în cuvânt, au, nu știți că l-au dat să se răstihnească? Și el prefăcându-se că se miră, le adresează o întrebare foarte ușoară pentru a-i convinge Că Fiul omului trebuia întâi să pătimească și apoi să se înalțe într-o slavă. Și ne spune Evanghelia de la Luca că Iisus Hristos le-a vorbit toate scripturile de la El și până la El, din, din cărțile Vechiului Testament, din Pentateuch, din Proroci, din Psalmi și până la El toate, arătând toate rânduielile care trebuiau să se întâmple de-a lungul Vechiului Testament și cum trebuiau ele să se împlinească. Ei n-au cunoscut nimic, fiindcă, spune Evanghelia, aveau ochii ținut să nu-l cunoască. Dar fiind seara și înnoptând, ajungând la Emaus, care era ca la 60 de stadii de Ierusalim, un 30 de kilometri de astăzi, ei au zis, n-ai vrea să rămâi cu noi, căci vremea este spre seară? Și punându-i pe masă pâinea și vinul, el le-a binecuvântat și s-a făcut nevăzut. Și spune mai departe Evanghelia că atunci l-au cunoscut la frângerea pâinii. Dar și-au pus o întrebare. Oare de ce n-am înțeles pe cale când ne vorbea scripturile? Că doar inima noastră ardea în noi pentru Dânsul. Deci, aceasta este întrebarea și pentru creștinii noștri de astăzi. Oare de ce trebuie să ne raportăm numai la un, la un Paște frumos sau la o sărbătoare a învierii îmbrăcată în haine frumoase? în gustări și în bucate alese, în trăiri deosebite, în întâlniri cu prietenii, în sindrofii, în manifestări de acestea lumești și să nu trăim puțin și lumina pascală și bucuria pascală și sărbătoarea cetății sfinte, unde acolo mii de oameni primesc Sfânta Lumină direct din mormântul lui Hristos, prin cinstirea Sfintei Împărtășanii, prin binecuvântarea vremii frumoase de afară, prin binecuvântarea căldurii de primă prin înflorirea naturii care este tot o haină de sărbătoare a lui Hristos și prin ceea ce Dumnezeu ne dăruiește în aceste mari praznice cum este praznicul învierii cel plin de lumină cum toate cum spune și Pentecostarul s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de desubt și spune că apostolii s-au umplut de bucurie multă și s-au întors la Ierusalim spunând și celorlalți am văzut pe Domnul. Deci iată, am amintit lucrurile acestea pentru a arăta că prima grijă a lui Hristos după înviere a fost să se arate prietenilor săi și să-i liniștească. Spuneam și într-o emisiune anterioară că atunci când Toma a atins coasta de văpaie și a simțit Dumnezeirea, i-a și revelat prin cuvintele sale, numele adevărat a Fiului Lui Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru că în clipa respectivă, ei fiind tot la cina euharistică a Sfintei Liturghii, tot în euharistie l-au cunoscut pe Domnul și el a putut să se arate, de fapt, stând în mijlocul lor, să le binecuvinteze lucrarea pâinii și a vinului, așa cum și astăzi biserica în fiecare Sfântă Liturghie vine și spune Doamne, cel ce ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul a treilea apostolului tăi, pe acela bunule nu-l lua de la noi celălănoiește nouă rugăm rugămție. Și arătând spre pâine, spune: fă-o cinstitul trupa Hristosului tău. Și arătând spre potir, spune: Cinstitul sânge al Hristosului tău. Spune episcopul de Calavitria: Ilie miniat că această taină este fără de măsură, fără de margini și fără de înțelegere. Pavel o sintetizează și spune: Dacă Hristos a înviat și noi vom învia.